Era odată o vulpe, vicleană ca toate vulpile. Ea îmblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Plecându-se ziua albă, vulpea ieși la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale în lungul drumului, zărește venind un car tras de doi boi. Bun, ia ca hrana ce așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, iar țăranul ce mâna boi o vede și crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi: "Ahou, ahou!" Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând-o că nici nu suflă, zice: "Bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Tii, ce frumoasă cața vei cam să-i fac nevestei mele din blana istui vulpoi." Zicând asta, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se opintește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: "Hăis, Gioian, cea, Băurean!" Boii pornesc, țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pielea vulpii. Însă cum au pornit boii, vulpea și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl duce la vizuină și începe a mânca, că tare era foame. Tocmai când începuse a mânca, ia ca vine la dânsa ursul. "Bună masă cu mătră! Tii, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă!" "Ia mai puneți pofta în cui cu mătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă, ca mine, și avea pește să mănânci." "Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele." Atunci vulpea rânje dinții și zise: "Alei, cu mătră, dar nu știi că nevoie te duce pe unde nu ți-e voie și te învață ce nici nu gândești? Ascultă, cu mătră, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaga cea din marginea pădurii, vâră-ți coada în apă și stai pe loc,
fără să te miști, până dinspre ziua. Atunci smuncește vârtos spre mal și hai să scoți o mulțime de pește. Poate înduit sau întreidic n-am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, alergă în fugă mare la băltoaga din marginea pădurii și-și vârâ în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravân și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemaiputând de durerea cozii și de frig, zmuncește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a murmăi cumplit și a sări în sus de durere și înciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar șireata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga. Hei, cumătre, dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămână pește în baltă? Ursul, auzind că încă îl mai ieși în râs, se încedează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gaura scorburii fiind strâmtă, ursul nu poate să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu cârlig și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apuca ursul de piciorul vulpii, ea striga: Trage-ne, trăule, că nu-mi pasă, că tragi de copac! Iar când anina cârligul de copac, striga: Veleu, cumătre, nu trage că-mi rup piciorul! În zădar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorele, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și e ca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.